Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrări de asfaltare în Dofteana. Darul protopopiatului Onești și Moinești a ajuns la spitalul Moinești. Târgu Ocna, dezbatere pe tema dispariției albinelor, o problemă rezolvată. Caravana filmului românesc revine și vara aceasta la Onești. Ne sunt pregătite multe surprize, cel puțin așa ne asigură chiar directorul Bibliotecii Oneșteni Ionu Stenie, director la Direcția Cultură și Tineret, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Onești. Caravana filmului românesc revine la noi pentru că este un proiect de suflet și ne dorim ca timp de 7 zile în parcul din Onești, oneștenii să poată veni în aer liber pe un ecran gigant și să vizioneze filme românești, capodopere ale filmelor românești. Și în acest an avem promisiuni că vor fi alături de noi regizori și actori celebri care vor vorbi despre filmele ce vor fi proiectate, dar care vor răspunde și la întrebările publicului. Știm deja data, este vorba de 31 iulie 6 august, locația este aceeași în Parcul Municipal, lângă sala polivalentă. Așadar, timp de 7 zile, proiecții de film românesc în aer liber, o să aflați în curând și despre ce filme este vorba. Vor fi filme consacrate, de aventură, comedii și invitați surprize. Lucrările de asfaltare în comuna Dofteana au demarat în forță. În loc să aleagă balastarea drumurilor de pământ, primarul Ioan Bujor a optat pentru asfaltarea acestora. Cu toate că au așteptat mai mult, oamenii sunt extrem de mulțumiți. Despre toate acestea aflăm mai multe informații chiar de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Suntem pe strada Osoiului, lucrările sunt în plină desfășurare. De unde bani și cum de ați reușit? Da, deci acest proiect datează din anul 2018, în urma inundațiilor din vara anului 2018 și a fost afectate mai multe ulițe ale satelor în lungime de 4 km, aproximativ 4 km, printre care a fost afectată și strada Osoiului de aici din satul Dofteana, care duce către satul Seaca. Ele au fost trecute la momentul respectiv de către comisia care a stat la baza constatării acestor inundații la momentul respectiv. A fost trecută, iar demersurile pe care le-am făcut către Ministerul Dezvoltării să pot să fiu trecut pe ordin de ministru de așa natură să intre la finanțare prin Ministerul Dezvoltării. Ei, din 2018 până anul 2022 trebuie să fac toate demersurile legale, adică ca să fiu cu un pas în față, mi-am făcut proiectul și studiul de fezabilitate mai întâi, le-am predat la Compania Națională de Investiții, căci dacă mă lasam după ei, nu știu când mai puteam să ies. După ce le-am predat acolo, dumnealor au făcut procedurile de licitații, s-a câștigat licitații, au fost mai multe contestații și așa mai departe și uitați, în anul 2022 am ajuns să lucrăm pe aceste străzi. Deci strada Osoiului, mai multe străzi de aici din satul Seaca, 3 sau 4 care mai sunt în afară de Osoi, 2 străzi în satul Bogata, Băltiș și Canton, în Cucuie strada Socilor, iar în larga strada Piscului și toate vor forma cei 4 km de asfalt. Strada Osoiului ce lungime are, domnule primar? Deci asta este cea mai lungă, cred că are 1,6 sau 1,7 km, nu pot să vă spun cu exactitate, dar atâta are. Noi, cu ani în urmă, am introdus apă potabilă pe aceste străzi. Vedeți, sunt niște uliți de așa natură. Am considerat că acești cetățeni de aici trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca și cei care stau și locuiesc în centrul localității. Una peste alta, dacă era să faceți cu balastru, putea să rezolvați din timp, dar ați prefera să așteptați să faceți treaba așa cum trebuie. Da, asta mi-am dorit, să torn asfalt, să modernizez drumul, căci acest asfalt, pentru toți, de ce să nu-l recunoaștem, este un lux. În momentul când ai ieșit pe jos cu mașina sau cu alt mijloc de transport pe asfalt este una și alta este să ieși pe balast în momentul când plouă, se moaie, vin aluviuni și nu poți ca să circuli în condiții bune și avantajoase. Deci, cu alte cuvinte, ați prefera să așteptați mai mult, iată că sunt 4 ani la mijloc, dar se va face o treabă bună.
Așteptarea a avut rezultate foarte bune pentru că valoarea acestui proiect este de 60 de miliarde fără TVA, dar în această valoare intră și aici un pod care face legătura cu strada Vânător de Munte din satul Seaca și strada Osoiului, pentru că aici vine rar, dar vine apa destul de mare și pune în pericol pe toți cei care sunt aici în jur. Am așteptat, dar a dat rezultate și s-a meritat așteptatul, pentru că să scoți din bugetul local al primăriei Dofteana 60 de miliarde este bugetul, să spunem așa, pe un an și jumătate, lucru pe care nu puteam. Cheltuielile sunt destul de mari, cu iluminatul, cu apa potabilă, cu salariile și alte cheltuieli care sunt necesare la unitatea administrativ teritorială. La împlinirea a 20 de ani de serviciu religios la Capela Bisericii Spitalului Municipal de Urgență Moinești a fost momentul în care darul făcut de protopopiatul Onești prin protopop preot Ioan Bârgăuanu și de protopopiatul Moinești prin protopop preot Costel Mareș a ajuns la beneficiarul final. Este vorba de Spitalul Municipal de Urgență Moinești. În alt consensitul oferă Spitalului Municipal de Urgență din Moinești un aparat medical pentru secția de pediatrie ca semn de prețuire și totodată ca mulțumire pentru serviciile medicale pe care le acordați și nouă uneori, că și noi avem nevoie de astfel de servicii. Vă mulțumim încă o dată și... O spun pe perea mea. Mulțumim încă o dată și... Acest aparat este în colaborare cu protocopiatul Onești și Moinești. Și cred că va fi foarte util, pentru că am mai oferit și pe la alte spitale, mai ales colaborarea părintelui Ilarion, care e mentorul nostru. Este mentorul consilierului nostru de resort, care știe ce trebuie în cadrul social și medical. Deci el însuși s-a specializat în această problemă și este o problemă în țară, la un popor român, care, iată, are o istorie atât de frumoasă, dar iată cât pătimește și de aceea încercăm să găsim soluțiile la multitudinea problemelor care se găsesc. Domnule profesor, deci îl așezați unde știți că trebuie și sper să vă fie de folos. Profesor dr. Adrian Valentin Cotârleț a mulțumit pentru distinția acordată, este vorba de Ordinul Melchisedec clasa 1, cât și pentru darul oferit cu generozitate Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Sărmâna în preasfiția voastră, preapucernic și părinți, distinși și invitați, un moment deosebit de suflet. Mulțumesc în primul rând în al preasfinției sale, Părintele Arhiepiscop Ioachim, pentru grija pe care ne-o poartă. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de personalul Spitalului Municipal de Urgență Moinești și ne-ați făcut marea cinste să fiți acum aici la 17-a ediție a zilor medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Vă mulțumim, să rămână în al preasfinția voastră. Înalt preasfințitul Arhiepiscop Ioachim a ținut să mulțumească public pentru profesionalismul și înalta pregătire a personalului medico-sanitar din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, el însuși fiind pacient la acest spital. De aceea îmi permiteți și mie două minute să adaug și eu doar câte ceva, însă pentru a-mi exprima bucuria și a-mi exprima acea satisfacție sufletească pe care o am atunci când văd că activitatea unei biserici, după ce este sfințită, după ce îi se pune temelia, după ce se dotează cu liturgii și dotarea aceasta de înfrumusețare, icoane, se împodobește, iată că acel loc devine un loc important, mai ales dacă își duce la obiectivul la sfârșit. Și aici, în așezământul acesta spitalicesc, domnul profesor Cotârleț, și cu, bineînțeles, împreună cu colaboratorii săi, am propus atunci că unde este un spital, acolo trebuie să fie și biserica. Deoarece două lucruri esențiale trebuie să știm la poporul român, și anume, unul, că școala românească modernă, fie ea modernă, cum o știți sau cum o știm, este prelungirea pridvorului bisericii. Acolo au învățat primii oameni și primii oameni de știință și acolo s-a organizat școala din punct de vedere instituțional. Dar, cât privește spitalul nu este altceva decât prelungirea bolnicilor care erau cândva organizate prin mănăstiri, unde se adunau bolnavi și călugării făceau de așa natură ca să fie vindecați, să fie întreajutorați în ceea ce privește maladiile sau
știu eu ce bară îi cuprindea pe unul sau pe altul. Așa că este foarte important. Și am înțeles acest fapt, urmărind activitatea preotului nostru de aici, de la numit Părintele Gheorghe, Gheorghiță el e numit. Așa, deci Părintele Paroh, care de fapt este responsabil de toată activitatea și liturgică și administrativă și social caritabilă. Deci, de când este această biserică, de când se slujește liturghie după liturghie, de când se fac slujbe pentru cei morți, pentru cei vii, pentru cei bolnavi, atunci se simte această biserică este acea inimă, acea anima de care are nevoie un așezământ spitalicesc. Deci faptul că aici trece Duhul Sfânt, aici dă acest paraclis, este cel care virează sau transmite sau inoculează energie pozitivă specialiștilor din cadrul spitalicesc. Și așa că nimic fără Dumnezeu, nimic fără biserică, și dacă vezi un spital fără biserică, înseamnă că este un spital pentru altceva, nu pentru oameni. Așa că înainte, doar știți foarte bine, mai ales că avem specialiști în fața noastră care vor participa la zilele medicale și veți discuta mult, mult această problemă a înlăturării durerii și bolilor care actualmente bântuie lumea contemporană. Și deci veți înțelege că fără Dumnezeu nu se poate. Nu, pentru faptul că ultima celulă a omului, deci dincolo de aceea, acolo e limita cu transcendentul. Deci când vorbești de neurologie, spre exemplu, deci neuron vine de la on, de la cel ce este. Deci Dumnezeu este dincolo de orice lucrare a noastră științific constituită. Și de aceea, în cadrul acestui simpozion, când veți deschide oficial, împreună cu toți specialiștii care vor participa, am trimis un mesaj pe care vă rog să-l ascultați, nu acum, ci acolo la sală. În câteva minute, Părintele Protocop de Moinești va da citire și vi-l va face cunoscut. De fapt, este o rugăciune cateheză care se potrivește foarte bine cu astfel de întrunire. De aceea vă mulțumesc, domnule profesor, pentru această distinsă activitate care o desfășurat aici. Vă felicităm pentru faptul că de 20 de ani pașii omului de la Domnul se îndreptează. Vă felicităm și vă mulțumim pentru faptul că ați rămas același om răzbătător, cel care sparge munții sau mută munții numai ca să se realizeze ceva pentru binele acestui așezământ spitalicesc. Și știu cum ce program aveți, încât îmi puneam probleme la un timp. Oare domn doctor Cotărât, el este adobândit virtutea călugărilor de altă dată care țiestreau prin munți, este achimit sau are insomnie? Deci este vorba de și una și alta, cred că. Deci în orice clipă îl găsește în spital. Deci este omul care răspunde și nu știu cum poate să răspunde la toate nevoile care se găsesc și bat la poarta spitalului. Deci iată cum această capelă și cu spitalul fac un tot unitar și mă bucur că suntem cei care sărbătorim acest popas duhovnicesc, această împlinire la 20 de ani de la existența nu a spitalului, ci a capelei acestea, care pulsează acea energie pozitivă tuturor celor care lucrează și aici totul se lucrează pozitiv. Deci rămânem în dragostea lui Hristos, că fără dânsul nu putem face nimic. Oriunde și oricât am vrea noi să ne separăm de Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Și mai ales că închei prin a spune că conștiința fiecărui doctor sau celui care se preocupă de sănătatea spirituală, dar mai curând trupească a oamenilor, este aceea că el trebuie de fiecare dată, când intră în sala de operație sau în cabinetul său de lucru, el să știe că odată cu el intră și Dumnezeu în chip nevăzut. Intră Dumnezeu în chip nevăzut și în chip nevăzut inspiră sau insuflă celui care ia decizia asupra unei vieți, asupra omului. Deci iată ce important este să iei decizia asupra vieții. Că viața nu ți aparține, viața aparține lui Dumnezeu. Și de vreme ce iei o decizie așa, nu după Dumnezeu, atunci aceea poate să fie oarecum fortuită sau știu eu, nu are rezultatul scontat. Încă o dată vă mulțumim, vă binecuvântăm toată activitatea pe care o veți desfășura în continuare și mă bucur încă o dată și vă acum spun în mod solemn, acum
câteva zile, eram și eu pe masă de operație aici la Măinești și, bine, au venit preoții mei care sunt aici, bineînțeles, răspuns și trebuie unde este episcopul, trebuie să fie și preotul și poporul. Deci am venit și eu cu oarecare la spital și am dreptul, deși sunt arhiereu sau episcop, am dreptul și eu la sănătate, la boală. Și boala nu te întreabă cine ești sau ce funcție ai, ci ea dă buzna așa. Și m-am bucurat de acest profesionalism, de această dragoste față de cel bolnav. Și am constatat că, uite, pe masă de operație niciodată nu este un bolnav, ci este o persoană care poartă în el chipul Hristos, chipul Hristos iubire. Și de vreme ce specialistul ia acel bolnav ca și chip al lui Dumnezeu sau vrea să restaureze puțin frumusețea chipului lui Dumnezeu în respectiva persoană, atunci el face ce trebuie și mâinile lui sunt ghidate în mod nevăzut de Dumnezeu. Așa că vă mulțumim încă o dată pentru profesionalismul care a dat dovadă și totodată ca aceste întâlniri ale Măneștiului să dăinuie an de an, din generație în generație și de ce nu să lăsați moștenire să se prelungească lucrul acesta frumos și bun care l-ați antamat acum 17 ani, spuneți? 17 ediții. A 17 ediții. Deci au mai fost unele care au fost cu pandemie. Dar în orice caz îl aveți pe Sfântul Pantelimon care vă ghidează. Vă mulțumim, vă binecuvântăm și acum rămânem la dispoziția noastră. Au răspuns invitația adresată de către managerul Spitalului Moineștean, profesor dr. Adrian Valentin Cotrleț, personalități ale lumii medicale naționale. Eveniment de suflet astăzi la Moinești, la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Pentru dumneavoastră am înțeles dublă premieră. Da, este o dublă premieră. Prima dată când rămân câteva zile în Moinești și prima dată când particip la acest eveniment, care e tradițional deja, dar da, pentru mine e o premieră. Foarte multă lume, foarte mulți specialiști, o manifestare medicală de anvergură și de înaltă ținută medicală. Da, este o înaltă ținută științifică a manifestării și este foarte bine că organizată în acest mod. Din câte am văzut, este organizat pe principiul echipei multidisciplinare, adică și secțiunea ale asistentelor medicale și ale medicilor și ale cadrului universitare, ceea ce creează și imaginea unei echipe care colaborează foarte bine. E nevoie, în opinia dumneavoastră, de astfel de manifestări, să zicem, în România? Aici e deja tradiție, grație doctorului Cotrleț. Sigur, este foarte important. Această inițiativă a domnului profesor Cotrleț, Adrian Cotrleț, este deosebit de importantă pentru că ea reușește să creeze cadrul unor schimburi de experiență și unor perfecționări ale practicilor medicale și ale modurilor de abordare ale diverselor pacienți pe diverse specialități. O chestiune deosebit de importantă. Poate fi o modalitate optimă de reabdatare, ca să zicem așa, folosind termene englezești, așa, de a ne pune la curent cu noile informații sau cu știrile de ultimă oră medicale vorbesc. Sigur, aceste întâlniri sunt foarte importante în acest sens, pentru că, așa cum spuneam anterior, creează un cadru organizat pentru schimbul de experiențe, nu doar informații teoretice, dar și experiența practică a diverselor specialiști și nu numai din locali, ci și din mai multe centre universitare sau spitale. Fiecare experiență e foarte importantă și aduce noi perspective asupra problematicii. O urare dacă e acestor zile medicale. În primul rând aș dori să felicit pentru organizarea acestei manifestări și să le urez să continue cât mai mulți ani de acum înainte cu același succes ca și acum sau și mai mare. Au fost prezenți primari de pe toată Valea Trotușului, dar și numeroși parlamentari băcăuani, printre care îi amintim pe deputatul de Bacău, Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Am participat cu mare bucurie la această manifestație. Este la 17-a ediție și înțeleg că în fiecare an ștacheta se ridică tot mai sus. Astăzi am avut ocazia să ascultăm câteva somități
din domeniul medical și sunt profund onorat pentru că am avut ocazia, repet, să particip la această manifestație care nu face altceva decât să pună municipiul Moinești și județul Bacău pe harta medicinii moderne din România. Cred că o apreciere ar trebui făcută în primul rând pentru domnul profesor dr. Cotărleț, care este creierul din spatele acestor manifestații. Marți 19 iulie, în sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna, a avut loc dezbaterea cu tema Dispariția albinelor, o problemă rezolvată. La eveniment au fost prezenți apicultori din Târgu Ocna, dar și din localitățile învecinate, iar comunicările au fost susținute de către Raluca Ioan Aman, specialist de brand și consultant în afaceri, Branca van der Linn, trainer, speaker și consultant de afacere, Elena Andreu, CEO specialist și strategist de afacere, alături de Peter Agean, deputy district, mediatorul evenimentului fiind Brândușa Gugu, expert pe teme secundare. Mai multe în minutele următoare. Consider că este un lucru extrem de important care trebuie discutat și care trebuie să, nu știu, să fie atrasă atenția publicului, pentru că publicul trebuie sensibilizat. Este ceva care, dacă nu se iau măsuri, nu avem foarte mulți ani în care să putem spune că nu o să avem probleme, așa că mă bucur că am putut să ne aflăm aici venind din Cipru să discutăm despre acest lucru, în special în care Rotary Cipru se mândrește cu un proiect de laborator artificial și de controlul calității în ceea ce privește mierea, care este extrem de important și are legătură cu mediul în general. A fost prezentată o scurtă poveste a unei tragedii ce a avut loc în urmă cu câțiva ani în Cipru și un an de zile, reformulez, și modalitățile în care au găsit resurse, energie și implicare pentru a rezolva problema. Da, iarăși o să aduc numele Rotary în discuție, pentru că au fost printre primii care s-au mobilizat. Așa cum a spus și noastră, acum un an au ars 55 de kilometri de verdeață într-o comunitate foarte frumoasă din Cipru și atunci, în afara faptului că s-au pierdut kilometri întregi, au rămas fără barajul natural de apă, pentru că tot ce a mai rămas a fost folosit pentru în dorința de a stinge incendiile și atunci este extraordinar de frumos să vezi o comunitate care colaborează, o comunitate care încearcă să se ajute, Rotary, pentru că își doresc, și ăsta este motto-ul, schimbăm vieți, nu este o organizație de caritate, este o organizație voluntariară care își dorește să ajute comunitățile în general și să facă o diferență. A participat și a ajutat enorm de mult în toată tragedia asta, pentru că, din păcate, da, a fost una dintre cele mai mari tragedii din istorie în ceea ce privește în ultimii ani și încă se muncește să se regenereze și să se facă schimbări. S-au schimbat sistemul de irigație, s-au lucrat foarte mult și s-au creat, mă repet, laboratorul pentru inseminare artificială pentru matcă și controlul calității mierii, ceea ce este extraordinar de bine, dar avem nevoie de timp, nu se întâmplă minuni peste noapte și trebuie să fim acolo, să încercăm în fiecare zi să ajutăm și să strângem cât mai mulți oameni în jurul nostru pentru a avea niște rezultate mult mai bune. Acestea au fost știrile. Vă invit să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 21 iulie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 16 grade Celsius. Vineri 22 iulie, în cea mai mare parte, cerul se menține senin, maxima zilei urcă până la valori de 34 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.